Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial pe care vi l-am promis. Vă propun acest site, deși în videotutorialul trecut vorbeam despre un alt site, cred eu că acesta este mult mai complex și o să vă spun și de ce cred acest lucru. Aici aveți posibilitatea de a face o configurație automată, de asemenea, aveți posibilitatea de a utiliza o configurație făcută de alți utilizatori. Înainte de a face o configurație, ar trebui să citiți câte ceva, mai ales că eu am făcut videotutoriale despre cum anume puteți să comparați două componente hardware, să comparați plăci de bază, plăci video, procesoare și așa mai departe. Dumneavoastră, înainte de a vă face această configurație, ar trebui să știți ce anume adăugați. Haideți să începem pentru ca acest videotutorial să nu dureze foarte mult. Avem aici placa de bază. Mergeți și vă alegeți producătorul plăcii de bază. Eu vreau o placă de bază Asus. Aleg de aici un chipset. După ce aleg interfața hard diskului, dacă vreau SATA sau ATA, eu vreau SATA. Factor de formă. Și aici dacă vreau să aibă o placă video încorporată și am aici lista tuturor plăcilor de bază care corespund cerințelor mele. Această listă este în ordine crescătoare. Deci prima dată veți avea placa de bază cea mai ieftină, după aceea veți avea în jos placa de bază care se apropie de un preț destul de măricel. Mergem pe a doua pagină și luăm și noi o placă de bază undeva la jumătate. Haideți să o luăm pe aceasta și apăsăm butonul Adaugă la configurație. După ce am adăugat placa de bază, trecem la procesor ne va întreba aici modelul procesorului, voi lua primul model, mă va întreba frecvența, voi lua o frecvență mai mare, haideți să o iau pe asta, 3200, voi lua triple core și voi bifa această căsuță. Adaug și procesorul în coș. Acum ajung la cooler. Aleg și de aici producătorul coolerului. Mă va întreba turația, însă eu nu am o preferință anume. Am dintre cele mai ieftine la cele mai scumpe. Voi merge pe următoarea pagină și voi alege un cooler oarecare. Dumneavoastră fiți mai atenți în alegerea dumneavoastră. Voi apăsa butonul adaugă la configurație. Am ajuns și la memoria RAM. Alegeți aici un producător. După aceea modelul memoriei RAM dacă doriți să alegeți un model. Însă eu mă voi duce la dimensiune. Voi lua o memorie de 8 GB la o frecvență de 1866. Adaug și această plăcuță în coș și merg mai departe, hard disk-ul. aleg producătorul de asemenea, iau un hard disk Intel, o capacitate de giga, vedeți că sunt foarte scumpe hardurile SSD, îl voi lua pe acesta, voi adăuga în coș și configurația mea deja a atins prețul de 1672, avem posibilitatea de a alege și o unitate optică, adică un cititor de CD-uri sau DVD-uri, luăm un Samsung sau haide să luăm tot un Asus. Modelul nu avem preferințe, cu o interfață SATA, îl voi lua pe cel mai ieftin și îl voi adăuga și pe acesta în coș. Am ajuns la placa video, voi lua o placă video ATI cu o memorie destul de bunicică, vedeți că pot să mă duc până la 4 GB, însă eu o voi lua mai mică pentru că sunt destul de scumpe. Voi lua tipul de memorie DDR3, Dumneavoastră, dacă aveți o placă pe care vă doriți, o placă pe care o știți, o adăugați aici în configurație, eu voi merge pe a doua pagină și voi lua această placă video. Voi adăuga la configurația mea și văd că am atins bugetul de 2000 de ron. Puteți să nu adăugați placă de sunet dacă știți că placa de bază vine și cu această facilitate de a avea placă de sunet. Cu siguranță are, dacă are placă video integrată are și placă de sunet, dar haide să alegem și o placă de sunet. O iau pe cea mai ieftină, adaug în coș și placă de sunet. Acum, dacă dumneavoastră doriți să continuați configurația dumneavoastră prin adăugarea monitorului, haideți să iau și eu un Philips, tot așa la întâmplare, și îl voi adăuga și pe acesta, avem aici carcase și surse. Voi lua o sursă mai măricică. Dacă doriți și tastatură, voi lua și o tastatură, o tastatură destul de ieftină, un mouse, la fel un mouse ieftin, și acum configurația mea a ajuns la 100%. Dacă doriți să renunțați la ceva din această configurație, puteți să apăsați aici acest X și acea componentă pe care dumneavoastră ați ales-o va fi eliminată. Eu am eliminat mouse-ul. După ce ați făcut schimbările dorite, vedeți că puteți să salvați această configurație. Acum va trebui să puneți aici un nume. Eu voi pune ale și o descriere am spus eu configurație ieftină și în momentul acesta am salvat această configurație pe site. De ce este bine să salvăm această configurație? Pentru că mai jos avem aici opinia ta. Cei care văd această configurație își pot da cu părerea, poate sunt mai cunoscători decât noi și atunci spun băi vezi că ai greșit punând acea componentă sau vezi că ai fi putut adăuga o altă componentă hardware mult mai bună, mult mai ieftină și așa mai departe. În felul acesta lăsați configurație pe site și după aceea mergeți la configurație și vedeți ce părere au cei care au văzut-o despre această configurație, despre preț și despre componentele adăugate. Așa cum v-am spus, aveți aici și posibilitatea de a face o configurație automată. Dacă nu vreți să stați să puneți toate componentele manual, apăsăm aici pe configurație PC automat și aici aveți câteva căsuțe de completat. Câți bani ești dispus să dai pe această configurație, voi pune și eu 3000 de roni. După aceea, pasul 2. Alege platforma PC și placa video. Alege platforma hardware. Dacă vreți AMD sau Intel, eu voi lua Intel, alegeți tipul plăcii video, dacă vreți ATI sau Nvidia. Eu voi lua Nvidia. După aceea aveți aici posibilitatea de a alege între mai multe caracteristici, dacă vreți standard, eu vreau gamer și să vedem ce mi-a putut fi creat conform cerințelor mele. Am vrut să dau 3000 de roni, vreau Intel, vreau Nvidia și vreau un calculator gamer. Apăs butonul creează configurația, și vedeți că la acești bani ne-a fost creată această configurație în mod automat, însă cu câteva lipsuri. Vedeți că nu ne-a adăugat unitate optică, va trebui să adăugăm noi, fără monitor, fără carcasă și sursă, fără tastatură și fără mouse. Ar fi fost important să ne adauge și carcasa și sursa. Ne uităm cu atenție la ce componente ne-au adăugat, ne-a adăugat această placă de bază, despre care putem să citim mai multe apăsând click pe această imagine, care de fapt nu este o imagine, este lipsă imagine, și avem aici mai multe caracteristici despre această placă de bază. Sau dacă vrem să căutăm o altă placă de bază, apăsăm pe denumirea acesteia și avem de ales între alte plăci de bază asemănătoare. Dacă dumneavoastră nu sunteți mulțumiți de una din componente, puteți să apăsați butonul Reconfigurează și să mergeți și să alegeți un alt procesor de aici. Apăsați toate modelele și aici la fel și vor apărea în listă procesoarele pe care le puteți alege. Așa cum vă spuneam, aveți posibilitatea de a alege dintre mai multe configurații făcute de către alții. Aceasta este configurația noastră, dar puteți să alegeți și dintre configurațiile făcute de către alți utilizatori ai acestui site. Haideți să mergem și noi pe această configurație, să vedem cum este făcută. Are o placă de bază Gigabyte, un procesor Intel, o memorie de 4GB și o placă video destul de bună și aceasta. Vedeți că toată configurația aceasta a costat 753 de lei. Așa cum vă spuneam, aveți de ales între mai multe configurații. Dacă găsiți una care vă mulțumește ca și raport calitate-preț, o puteți alege pe aia, nu mai vă chinuiți dumneavoastră să adăugați componente. Avem și aici o configurație destul de bună, o configurație completă, la numai 1966 de roni. Cam atât despre acest videotutorial, sper că acest site să vă fie de folos. Dacă acest videoclip vi s-a părut interesant, vă rog să-l distribuiți, abonați-vă dacă nu sunteți deja abonați ai canalului Radio Intim. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte videotutoriale.